Generația cunoscută cu tableta și smartphone-ul în brațe, dar care ajunge exploatată de cultivatorii big data și controlată prin radicalizare și polarizare, poate deveni generația care să pună în faptă mișcări antidemocratice. Alfabetizarea digitală, oricât de lăudată ar fi ca parafă a relevanței, nu poate fi decât o parte a unei soluții care trebuie să aibă o acoperire mult mai amplă. Abilitățile digitale, de unele singure, nu pot face față noilor provocări, din contră. Ele sunt muniția care le propagă. Cu doar câteva zile în urmă, un grup al giganților tech, între care Google, Facebook și Mozilla, și-au luat de bunăvoie angajamentul de a respecta noile standarde ale Comisiei Europene privind combaterea dezinformării prin știri false, semnând Codul Uniunii Europene de Practică privind dezinformarea. Este pentru prima dată când industria a ajuns la un acord privind aplicarea unui set de standarde de autoreglementare în luptă cu dezinformarea globală. Acord, de altfel, voluntar, a apreciat Comisarul European pentru Economie Digitală și Societate, Mariah Gabriel. Industria se angajează astfel la o paletă largă de acțiuni, de la transparentizarea publicității politice, până la închiderea conturilor false și demonetizarea furnizorilor de dezinformare, a declarat comisarul. Un forum alcătuit din mai multe organizații interesate de chestiunea dezinformării a criticat documentul ratificat, reproșând că acesta nu include niciun angajament semnificativ, niciun obiectiv măsurabil sau vreun indicator cheie care să poată fi evaluat, niciun instrument de complianță sau de aplicare și, prin urmare, nicio posibilitate de a monitoriza implementarea procesului. Straturi de neliniște. În funcție de cât de familiarizați suntem cu subiectul dezinformării, acesta este posibil să fie ajuns la noi pe mai multe straturi. Cei mai mulți dintre noi am auzit deja despre GDPR, Regulamentul Uniunii Europene privind protecția datelor, și am început să avem o vagă idee despre faptul că datele noastre personale sunt o monedă de schimb pentru mogulii tehnologici. Acesta este primul strat pe care se fundamentează toate celelalte. Am aflat apoi că datele noastre pot scăpa controlului companiilor, ajungând în mâinile unor terți cu sau fără acordul platformelor cărora le-am oferit noi datele noastre. Știm că aceste date, preluate fraudulos sau nu chiar, au fost folosite în detrimentul informării celor care le-au pus la dispoziția platformelor online, fără să bănuiască vreo consecință. Acesta este al doilea strat. Însă stratul mult mai puțin cunoscut și mai greu de înțeles este că aceste platforme online au înscrise chiar în structura lor mecanisme prin care devin dăunătoare societății. Nu mă refer aici la elemente precum scrollingul automat, despre care s-a spus că ar fi construit în adins pentru a da dependență utilizatorilor, ci la ceva mult mai fundamental pentru funcționarea tuturor marilor rețele online. Algoritmii. Rețeaua pe care toți iubim să o urâm, Facebook-ul, a fost insistent pusă sub lumina reflectoarelor anul acesta, chiar când CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg, a fost audiat în fața Congresului și a Senatului american. Analiștii așteptau ca mogulul media să fie prăjit de oamenii politici, însă nu a fost așa. În timpul audierii în fața Congresului, Mark Zuckerberg a făcut o subliniere care a arătat nu doar cât de ușor este să te detașezi de acuzații atunci când ești o forță economică, ceva ce au observat analiștii, ci și cât de diferită este perspectiva CEO-ului față de cea unui utilizator de rând, ceea ce ar fi trebuit să le ridice întrebări userilor. De ce rețeaua lor pentru prieteni e o companie tehnologică și nu una de comunicații? Zuckerberg a spus atunci că Facebook-ul nu este o companie media, chiar dacă găzduiește și produce conținut.
sigur, dacă ar fi fost așa, nimeni nu ar mai fi discutat astăzi despre fake news, un fenomen care a prosperat în cea mai mare parte datorită acestei rețele. Și unii au mers chiar până la a spune că însuși președintele Statelor Unite nu ar fi fost ales dacă echipa sa de campanie nu ar fi avut un Facebook pe care să-l folosească pentru diseminarea știrilor false. Cu toate acestea, Mark Zuckerberg nu a mințit în timpul audierii. Facebook-ul chiar este o companie tehnologică. Structura ei este menită să disemineze și să colecteze simultan date. Nu este una construită doar pentru a disemina informația, ca un simplu canal, deși face și asta. Acesta este punctul de pornire a fenomenului fake news, existența nu atât a propagandei vechi decât pământul, ci a unui instrument media care o poate duce cu eficiență maximă până la capătul pământului. Iar până ca Facebook să devină această infrastructură tehnologică de colectare de date, nicio altă arhitectură media nu a mai avut o putere informațională de asemenea calibru. Desigur, orice utilizator știe astăzi că Facebook colectează informații despre utilizator și, pe unii, lucrul acesta chiar îi determină să expună cât mai puțină informație personală în rețea. Cel puțin, așa au ei impresia. Într-un document alcătuit de angajații Facebook spre a fi înaintat unui potențial client de publicitate, reprezentanții rețelei se lăudau că pot identifica momentul în care adolescenții, care erau targetul acelei campanii de publicitate, se simt nesiguri, lipsiți de importanță și au nevoie de un boost de încredere. Ne-am putea imagina că rețeaua obține aceste informații de la adolescenți care își completează vârsta reală la alcătuirea contului și care în utilizarea lui notează sentimentele lor în postări tip feeling, dar am greșit. În realitate, rețeaua nu extrage această informație prin cartografierea apariției acestor cuvinte precise în rețea, deși documentul arată că rețeaua poate monitoriza în timp real statusurile și fotografiile postate. Facebook își extrage informația printr-un proces automatizat pe care specialiștii îl numesc inferență a atributelor neexprimate. Cu alte cuvinte, rețeaua poate obține datele de care are nevoie, în urma unui proces care seamănă foarte mult cu deducția logică pe care o întrebuințează un om. Mai exact, cu ajutorul inteligenței artificiale. Roboții care ne cunosc mai bine decât oamenii. Dispozitivele de inteligență artificială în care investește Facebook sunt alimentate și procesează o cantitate inimaginabilă de informații despre utilizatori. Și majoritatea utilizatorilor nici măcar nu își imaginează ce înseamnă acest lucru. Mai ales că și printre cei mai educați sunt mulți care cred că procesarea aceasta ține de ritul vechi al programării. Mai exact, că o persoană învață un computer să extragă un anumit tip de informație, dictându-i computerului niște algoritmi în baza cărora computerul furnizează apoi informația filtrată. Însă ceea ce face astăzi inteligența artificială a depășit cu mult acest nivel. Inteligența artificială este capabilă și chiar dezvoltă noi căi de a sonda prin cantități uriașe de informație pentru a ajunge la date relevante. Computerele cu inteligență artificială pot învăța aceste noi căi de structurare big data cu sau fără ajutorul unei persoane, prin ceea ce se numește deep learning, adică arhitectura de învățare automatizată profundă. Deep learning-ul este o structură de învățare artificială, inspirată de tiparele de procesare a informațiilor în sistemul nervos biologic. Cu alte cuvinte, inspirată de creier. Tehnologia de învățare automatizată, profundă, analizează informația nouă mult mai în detaliu și are capacitatea de a păstra în memorie acțiuni din trecut, ca și capacitatea de a învăța din propriile inferențe. Această tehnologie este deja folosită, de exemplu pentru recunoașterea vocală și a scrisului, pentru a detecta spamul și diverse fraude electronice, dar și pentru a prezice tendințe sau rezultate.
Dat fiind volumul uriaș de informații pe care Facebook le deține despre utilizatorii săi, este așadar greu de spus cu adevărat câte lucruri știe rețeaua despre noi. Mai mult, pe măsură ce inteligența artificială continuă să analizeze o cantitate de big data în creștere, este realist să spunem că nici măcar Facebook nu știe încă ce fel de informații va afla despre utilizatorii săi. Impactul pe care această hegemonie informațională îl poate avea asupra societății ar trebui să ne alarmeze mai mult decât riscul instaurării unui sistem politic autoritar bazat pe supravegherea populațiilor. Deși tehnic posibilă, legal, o astfel de revoluție nu este încă reală. China ar putea deveni primul exponent al practicării acestui sistem. Însă procesarea big data și vânzarea informațiilor bazată pe consimțământ sunt legale și se petrec chiar și în acest moment. Facebook este o companie tehnologică care trăiește din vânzarea datelor pe care le colectează de la utilizatorii dispuși să le ofere. Tocmai de aceea rețeaua nu este interesată prea tare de conținutul distribuit prin măruntaiele ei, atâta timp cât acel conținut menține atenția utilizatorilor și îi face să revină. Iar problema care decurge de aici nu sunt doar anunțurile publicitare extrem de enervante care ne bombardează zilnic. Pentru Facebook, a promova un candidat politic, o idee cu impact social sau un produs este structural același lucru. Aceiași algoritmi vor fi folosiți indiferent că clientul de publicitate are de vândut o bormașină, un candidat sau un apel antivaccin. Care sunt consecințele? Jurnaliștii Joshua Green și Sasha Eisenberg au deschis o adevărată cutie a Pandorei privind consecințele acestui mod de a face afaceri atunci când au publicat pe Bloomberg o investigație despre campania electorală a lui Donald Trump. Investigația de la Bloomberg a dus discuția în actualitate fierbinte atunci când a arătat că echipa de campanie a președintelui a targetat în mod precis segmente de utilizatori Facebook afroamericani cărora le-a distribuit mesaje menite să-i descurajeze să voteze. Mesajele care transmiteau că votul persoanelor de culoare este cantitate neglijabilă au ajuns la afroamericani din statele în care chiar votul lor conta cel mai mult. Această strategie nu a fost cu nimic ilegală. Staful de campanie a folosit pur și simplu un instrument de publicitate inventat exact pentru lucrul pentru care a fost utilizat, să ajungă la categorii de public extrem de precise și să le vândă ceva. Echipa de campanie adversă nu ar fi putut contracara o astfel de diseminare nici dacă ar fi fost conștientă de ea, fiindcă nu ar fi putut să se asigure și nici Facebook nu îi putea garanta asta, că mesajul de contracarare ar putea ajunge la exact aceiași oameni care au văzut mesajul inițial. Dar problema oricum nu se pune așa, pentru că acel public a rămas ascuns de ochii adversarului. În mijlocul scandalului cu targetarea afroamericanilor, Facebook a răspuns lansând butonul Info and Ads, disponibil pe orice pagină oficială, care arată toate campaniile pe care o anumită pagină le derulează la momentul consultării. Rețeaua a promis că va concepe și un sistem de arhivare care să le permită celor interesați să verifice o istorie a tuturor campaniilor derulate de o pagină, dar după ce scandalul s-a dus, același lucru s-a întâmplat și cu promisiunea Facebook. Rezultatul politic al unor astfel de manevre este îngrijorător, dar ceea ce este mai neliniștitor este efectul de ansamblu. Acest tip de publicitate este, desigur, o formă de advertising în masă. Însă, spre deosebire de publicitatea pe care o știm cu toții până la urmă, acest tip de hipertargetare face ca publicitatea să se întâmple la scară, dar în ascuns. Asistăm astfel la o mutație. O trecere de la sfera publică tradițională, în care opiniile se întâlneau la vedere într-o piață publică a ideilor, la o sferă publică algoritmică și hiperfragmentată, gestionată prin intermediul inteligenței artificiale. De ce este asta un lucru rău? Pentru că algoritmii care fac
ca rețelele online să prospere economic, sunt cei care profită de polarizarea opiniilor. Un experiment a demonstrat deja că YouTube este instrumentul de radicalizare cu cea mai mare influență în societățile occidentalizate, fiindcă mecanismul său de captare a atenției, recomandările, le prezintă treptat utilizatorilor conținut din ce în ce mai radical și încărcat emoțional, fiind știut că acest tip de conținut menține cel mai bine atenția. Efectul la scară al unei sfere publice algoritmice este o cultură algoritmică. Altfel spus, discuțiile de masă sunt manipulate de algoritmi care decid la ce sunt expuse mulțimi precise de oameni și fiindcă acești algoritmi favorizează prin construcția lor propagarea mesajelor inflamatoare și radicale, putem să ne imaginăm ce efect va avea faptul că utilizatorii se supun voluntar, dar în necunoștință de cauză, expunerii la mesaje radicale. În timp, presiunea bulelor online, echo chambers, va genera o polarizare care va submina rațiunea și va cultiva divizarea. Iar individul, nefiind conștient că angrenajul în care se află este construit artificial, controlat de clientul dispus să plătească mai mult pentru distribuirea unui mesaj, nu mai are practic decât posibilități foarte reduse de a contribui la reglarea sferei publice. O societate în care sfera publică nu se autoreglează, ci este dirijată de algoritmi activați de câțiva capabili să-i cumpere, este o societate algoritmică, nu una democratică. O astfel de societate promovează Facebook în toată lumea, culmea, în numele libertății de exprimare și al conectării oamenilor de pe tot globul. Nu putem aștepta ca mogulii tehnologici să ne facă favoarea de a se asigura că lucrurile nu degenerează. Nu putem nici măcar să ne așteptăm ca jurnaliștii să ne securizeze informația de calitate. Lucrul acesta nu mai este posibil astăzi, când una dintre marile inovații care asigură succesul economic al rețelelor sociale online, hipertargetarea, schimbă din mers regulile jocului comunicării. Societatea are nevoie să dezvolte antibiotice culturale pentru epidemia dezinformării, iar pentru aceasta este nevoie ca inovația să cuprindă toate nivelurile, de la cel organizațional la cel social, educațional și legislativ. Iar locul cel mai predispus să furnizeze această inovație este lumea academică, fiindcă de acolo sunt cele mai mari șanse să răsară idei proaspete, de la oameni proaspeți, neînhămați la sisteme corupte, preocupați de imaginea de ansamblu și care încă mai cred că gândirea strategică, responsabilă, poate schimba viitorul. Salutare! Sunt Andra Croitoru și te invit să ne urmărești în fiecare luni și joi pentru perspective distincte și repere într-o lume permanent în schimbare. Găsești acest articol, dar și multe altele pe semneletimpului.ro. De asemenea, te invit să urmărești activitatea Amicus atât la nivel național, cât și a filialei din centrul tău universitar, pe Facebook și Instagram. Iar până la următorul articol, te îndemn să trăiești o viață plină de sens. Pe curând!